Bună și bine v-am regăsit! Îmi era tare dor de voi, să știți, îmi era dor să postez, îmi era dor să discut cu voi. Asta pentru că mi se pare că am lipsit destul de mult timp de aici. De fapt, n-am mai filmat eu de mult, pentru că clipul de Empties l-aveam deja filmat în avans și rar mi se întâmplă mie să am clipuri filmate în avans. Însă așa s-a nimerit și asta a făcut să nu lipsesc chiar foarte mult timp de aici. O răceală urâtă m-a ținut pe loc, n-am avut mirosul prea pronunțat, nu am avut voce, deci nu am avut voce. Și asta a fost situația, deci cumva nu am putut să filmez și să postez. Dar să nu credeți că am stat prea cu minte în toată această perioadă, pentru că am o grămadă de noutăți și de-abia aștept să le împărtășesc cu voi. Și astăzi avem un haul cu parfumuri noi. Avem parfumuri de designer, parfumuri de nișă, parfumuri inspirate de alte parfumuri celebre, două de care eram eu foarte, foarte curioasă, niște lansări noi. Da, și dacă ați văzut că am postat un video scurt cu parfumurile de la Maison Asrar, să știți că vine un clip cu foarte multe parfumuri de la această casă, de pe Dubai Collection, am multe. Aici am 3 mostre, mai am încă 3 și vreo 3 parfumuri. Deci o să vorbim despre aproape toată casa Maison Asrar în curând. Însă astăzi avem alte parfumuri despre care discutăm, unele care au intrat înaintea acestora în colecția mea și despre care voi m-ați întrebat. Ați văzut că am postat pe în clipurile scurte despre acest parfum în primul rând și m-ați întrebat despre el. Karl Lagerfeld Eau de Parfum, 85 de ml, am aici o sticlă foarte mare, dar foarte elegantă. Și am mai vorbit noi în privat despre el, m-ați întrebat despre parfum. Nu pot să zic că m-am lămurit cu persistența și cu altele, oricum toate parfumurile care apar în haul-uri vor fi discutate apoi. Dar vă spun părerea mea despre parfum, pentru că bineînțeles că mi-am făcut și eu o idee. Vorbim aici despre acest parfum care are o sticlă foarte feminină și foarte elegantă. Chiar îmi place mult de tot sticla, chiar dacă este una mare, arată bine. Și are și un preț bun parfumul acesta. Avem așa, în vârf piersică și lămâie, în mijloc avem magnolie, trandafir și frangipani. În bază avem mosc, note lemnoase și ambră. Nici nu vă dați seama ce dor mi era să filmez un clip. Da. Se simte foarte bine frangipanii, se simte foarte bine trandafirul în acest parfum. În deschidere avem acele fructe. Da, de fapt este piersică și lămâie. Este o deschidere destul de proaspătă, destul de fresh. Se simt florile, se simte frangipanii, dar totuși florile acestea eu le simt destul de proaspete, de verzi, de tinere. Și dacă vedeți că în bază avem mosc, note lemnoase și ambră, ambra aceasta ar trebui să încălzească cumva aceste flori, dar nu o face foarte tare. Din punctul meu de vedere, parfumul acesta este unul ușor de primăvară-vară, proaspăt, fresh, curat, deci nu vă așteptați la ceva foarte sofisticat. Vă uitați la note și exact așa cum vedeți notele, așa este și parfumul, un floral proaspăt, un pic verde, florile acelea tinere, proaspete, curat, un floral fresh, comun. Cam așa pot să-l descriu eu pe acesta. Miroase bine, este feminin, este elegant, este potrivit pentru primăvară și vară. Dacă vă tentează, cam asta pot să zic despre el. Și continuăm clipul de astăzi cu un parfum inspirat de un parfum care este nou pe piață. Vorbim despre parfumul inspirat de Prada Paradox. Și trebuie să vă spun că atunci când am testat în mall Prada Paradox,
mi s-a părut wow, mi-a plăcut foarte mult deschiderea, foarte frumos parfumul. Apoi după ce am plecat din magazin am văzut că se transformă într-un floral puternic și am uitat că parfumul se transformă. În gândul meu era că Prada Paradox este un parfum fructat așa și foarte efervescent, dar mi-am dat seama atunci când am testat acest Paradox. Mi-am amintit cum se dezvolta și Prada Paradox și pot să vă spun că seamănă foarte bine. Îmi place foarte mult această clonă și o să o folosesc cu mare plăcere. Uite, ăsta mi se pare un parfum floral mai interesant, ca să zic așa, care are acel ceva, care are și o dulceață, care are o dulceață a fructelor. Deci, dacă vă place și neroli, și iasomia, și floarea de portocal, este un parfum puternic, puternic, este foarte concentrat acesta. Da, are o deschidere fructată, foarte plăcută, deci îmi place la nebunie deschiderea fructată, apoi se transformă într-un floral, iasomie, mult neroli, avem și floare de portocal. Îmi place foarte mult partea florală din acest parfum, este una puternică, dar și dulce în același timp, pentru că vin din spate vanilia de bourbon, ambra, moscul alb și rășina benzoică, deci foarte frumos. Foarte frumos și foarte curat în ingrediente, mi se pare, pentru că se simt aceste flori într-un mod elegant, impunător. Deci, dacă vreți un parfum dulce, floral, pentru perioada aceasta de primăvară, chiar vă recomand să încercați clona aceasta Paradox de la Eva Daniela Edosa. Îl găsiți pe parfumat.ro la, nu știu, 90 de lei, dacă nu mă înșel. Puteți să folosiți și codul meu NC10 și aveți și 10% discount. Sunt foarte încântată de parfumurile de la Eva Daniela. Să știți că eu le-am ocolit mult timp pentru că eram obișnuită cu Lorina. Însă când am început să le cunosc și pe acestea, chiar m-au impresionat. Pentru prețul pe care îl are, este un parfum ok. Dacă vreți să testați, sunt și mostre, chiar vă recomand să le testați înainte. Însă mie îmi place acesta, mi se pare interesant, mi se pare un floral, fructat, ambrat, vanilat, foarte impunător, foarte impunător. Și sinceră să fiu, nu mi-aș cumpăra Prada Paradox, pentru că nu aș da banii pe el acum. Dar mă mulțumesc cu această clonă și mi se pare foarte bine făcută. Chiar nu sunt nici eu atât de înnebunită după neroli. Mi se pare destul de greuț în parfumuri, însă aici este îmbrăcat în vanilie. Chiar sunt aceste flori toate combinate, îmbrăcate într-o vanilie dulce, cu acea deschidere fructată. Chiar mi se pare un parfum foarte elegant și foarte frumos. Și dacă tot suntem la parfumuri inspirate de parfumuri mai nou lansate pe piață, mi-am dorit foarte mult să testez și parfumul inspirat de Fame. Am aici o mostră destul de micuță. Am testat și Fame în magazin și am consumat-o. Nu pot să zic că am putut să mă bucur așa de o aromă foarte puternică, pentru că se consumă repede și am tot testat de multe ori din ea. Ei bine, aici avem mango, bergamot, avem în mijloc iasomie și olibanum și în pază avem vanilie și lemn de santal. Hai să vedem. Și acesta este un parfum foarte intens, avem o parte tropicală, dar cumva mango este destul de diferit pus în acest parfum. Nu este un mango dulce, suculent, este un mango parcă mai verde, parcă este mirosul acela de mango atunci când
tai un mango de la noi din market, că nu prea are nicio treabă cu mango, din ce am înțeles eu. Dar parfumul este frumos, seamănă cu originalul, eu l-am testat și pe acela. Îmi place și mie Fame, ce să vedeți, îmi place, mi se pare o lansare foarte bună. Îmi place și sticla, ca să fiu sinceră, dar mi se pare foarte scump. Mai ales că este nou, la fel cum este și Prada Paradox. Sunt parfumuri noi și sunt foarte scumpe acum în magazin. Bine, până să le scadă prețul vor mai apărea și altele tentante, dar da, trebuie să știm când să ne abținem, pentru că mereu vor apărea noutăți pe piață, tentante, bineînțeles. Și aici avem un mango dulce, o vanilie care nu este foarte dulce, parcă mai dulce este în Prada Paradox. Este pudrat, dulceac, cu aroma aceea de mango. Îmi place și parfumul acesta, dar momentan nu cred că o să-mi iau nici parfumul, nici clona. Momentan. Vedem mai târziu. Și trecem la următorul parfum care m-a dat pe spate. Este un mare wow parfumul acesta, o mare recomandare din partea mea, o mare descoperire pentru mine, pentru că eu am apa de parfum și cumva în mintea mea era faptul că apa de parfum este, domnule, mult mai bună decât apa de toaletă. Dar nu. Haideți să vorbim despre Poison Girl Eau de Toilette. Vai de mine! Avem aici portocală înghețată, portocală amăruie, lămâie, în mijloc avem trandafir, neroli și floare de portocal, în bază avem vanilie, caramel, tonka, heliotrop și cașmeran. M-a cucerit parfumul acesta, Doamne ferește! Deci, are o deschidere atât de minunată parfumul acesta, nu pot să vă zic cât de tare m-a dat pe spate. Și nu mi-ați zis și mie voi, acum vă cert pe voi, nu mi-ați zis și mie când vi l-am arătat pe Poison Girl EDP să încerc și eu EDT-ul. Nici nu aveam de gând, s-a întâmplat, am luat o parțială. Atât de mult îmi place această deschidere de portocală, de coajă de portocală, miroase ca și când ai deschis o portocală și ai simțit mirosul acela. Deci, nu. Este o minunăție de parfum. Îmi place foarte mult această deschidere citrică, crăciunistică, pot să zic. Foarte bine miroase, este cumva o deschidere citrică, dulce, cu caramel și cu toate acele note. Am văzut că în bază seamănă cu apa de parfum, deci au ceva în comun, însă acesta mi se pare mult mai interesant și totuși părerea mea este că apa de parfum este mai simplă sau doar mie mi se pare. O să le analizez pe ambele și o să mai discutăm despre ele. Însă, până acum, pot să zic că apa de toaletă, Poison Girl de la Dior, este genială. Perfecțiune! Trecem mai departe la un parfum cu trandafir care m-a cucerit. Asta pentru că, haideți să vorbim puțin despre notele lui și o să vă explic de ce m-a cucerit parfumul acesta. Mă refer aici la parfumurile cu trandafir, în care trandafirul iese în evidență. E bine, acesta este unul care este diferit de tot ce am încercat eu până acum. Morph Rose J este un extract de parfum și face parte din colecția Les Exclusiv. Este lansat în 2019 și are ca și note tămâie, trandafir, lemn de agăr, ud și rășină. Nu este parfumul cu trandafir și ud pe care îl simțim în parfumurile arabești sau în, știu că are și Jo Malone, un parfum cu trandafir și ud, care mie îmi place, acela chiar îmi place, dar nu este nici acel trandafir.
Este total diferit de toate parfumurile cu trandafir pe care le-am testat până acum și dacă vă uitați pe note, tămâie, trandafir și ud, rășină, nu, miroase foarte bine, foarte bine. Este un trandafir fructat, un trandafir foarte lejer, foarte ușor, suculent, aș putea spune cu siguranță. Sunt și alte note care nu sunt listate, poate o zmeură, poate ceva fructe roșii, dar cu siguranță nu este un trandafir simplu, este un trandafir fructat aici. Și nu pot să zic că simt udul să iasă în evidență, chiar pentru mine este un trandafir fructat. Acesta foarte ușor, foarte lejer, foarte potrivit pentru perioada caldă, pentru primăvară, pentru vară. Este un trandafir foarte girly, aș putea spune, feminin. Deși parfumurile de la Morphe sunt parfumuri unisex, eu am avut în colecția mea Nudo, parfumul care se ducea în zona Black Afghano, deși pentru mine nu avea nicio treabă cu Black Afghano, mie îmi place mai mult Black Afghano. Nudo a plecat din colecția mea pentru că am Black Afghano și îmi place mai mult, dar totuși, da, aveau și ceva în comun, însă mult mai mult mi-a plăcut Black Afghano și am renunțat la Nudo. Acesta este unul care cu siguranță rămâne în colecția mea, pentru că este absolut superb, este un parfum ușor, este plăcut, feminin, un trandafir fructat. O să mai discutăm despre el, dar este minunat. Se pare că colecția aceasta ales exclusiv este mult mai interesantă și mult mai pe placul meu, să zic așa. Și mai departe trecem la o casă nouă pentru mine, un parfum foarte interesant, cu o poveste interesantă, dar și ceva mai ciudățel. Vorbim aici despre Juice Box. O să vă arăt ce prezentare frumoasă are parfumul acesta. Așa arată sticluța, este cu verde și aici avem prezentarea parfumului. Este un parfum inspirat de muzica reggae. Aici avem toate informațiile despre el și vreau să vă citesc câteva informații, să vă dați seama din ce este inspirat acest parfum. Reggae este doctrina regatului Jamaicăi în religiozitatea sa imaculată, esența și frumusețea devin credința. În parfumul Green Bubble, ritmul este compus din liniștea unui soare strălucitor, forța și creativitatea poporului jamaican și vegetația care domnește în acest tărâm al lemnului și apei. O oază fără cusur în care euforia care se ridică din parfumul vegetației și al pădurilor fumurii se întâlnește cu spiritualitatea tămâiei. Julian Raskin dă forma Edenului, creând un echilibru perfect între acordurile lemnoase cu note ascuțite de absint și note aromatice de șofran și cânepa indiană. Extaz senzorial. Avem așa ca și note. În deschidere, grapefruit, acorde marihuana și absint. În mijloc avem miere, lemn de cedru și șofran și în bază avem labdanum, patchouli, lemn de santal și chihlimbar uscat. Haideți să vă arăt sticla. Arată foarte bine, este foarte frumoasă sticla. Are acest capac frumos și da, este o sticlă foarte grea. La fel ca și parfumul, nu pot să zic că este un parfum obișnuit pentru mine, pentru că nu este, clar sunt aici niște arome pe care nu le-am mai întâlnit, dar îmi place să descoper parfumuri interesante, parfumuri pe care nu le-am mai mirosit până acum. Nu pot să vi-l descriu, nu cunosc mirosurile acestea de astfel de ierburi, deci nu cunosc mirosurile ca să-mi dau seama cu ce seamănă, dar înțelegeți voi, este un parfum interesant. O să mai discutăm despre el, dar trebuie să mă obișnuiesc cu mirosul, pentru că
nu mi este deloc cunoscut, clar iese din bula mea, din zona mea de confort, clar, dar nu îmi displace parfumul, nici nu pot să zic că este unul, cum să zic eu, iubibil, nu este genul ăsta de parfum. Îmi place să cunosc și altfel de parfumuri. Îmi plac, știți că mie îmi plac foarte mult parfumurile astea mainstream. Îmi plac parfumurile iubibile, ca să vorbim așa. Acesta nu este în zona aceea, nu este în zona mea de confort, dar îmi place să descopăr și altfel de parfumuri, să cunoască și nasul meu altceva, pentru că numai așa îți dezvolți simțurile olfactive, dar v-am zis, este cu totul și cu totul altceva decât parfumurile care sunt în colecția mea. Interesant, o să mai discutăm despre el. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul care din nou mă scoate din zona mea de confort. O casă nouă pentru mine și o sticluță bijuterie. Vorbim despre Poivre Sacré de la Caron, un parfum lansat în 2022. Are în compoziția lui două note, două condimente care mie nu prea îmi plac în parfumuri, dar haideți să vă spun toate notele, sunt puse așa la grămadă. Avem așa, piper de Madagascar, nucșoară, olibanum, labdanum, lemn de goiac, șofran, elemi, coriandru, o frumusețe, chimion, paciulie și ulei de trandafir. Da, coriandru îmi iese în evidență. Iese în evidență acest coriandru, însă toată această compoziție, deși pare așa foarte condimentat și ai zice că este un parfum greu pentru perioada rece, ei bine, nu mi se pare. Mi se pare că este un parfum proaspăt, condimentat, chiar pentru perioada mai caldă a anului. Iese în evidență coriandru, însă toată compoziția este una foarte soft, nu este un parfum foarte puternic, nu este un parfum foarte intens, este proaspăt condimentat, se simte și piperul, se simte și coriandru, pentru că exact ce nu-ți place întotdeauna se întâmplă să iasă în evidență, sau așa simțim noi. Un ceiuț așa de, un ceiuț cu condimente, aș putea să spun că-l simt, da, ca un ceai verde cu condimente. După cum vă spuneam, nici acest parfum nu este în zona mea de confort. Poate o să rămână în colecția mea sau nu, dar mi se pare interesant, deși are atâtea condimente și pare un parfum mai greu. Nu este deloc așa, este foarte finuț, chiar dacă sunt acele condimente, sunt finuțe. Din nou, este un parfum unisex și este perfect unisex, așa mi se pare. Nu este genul de parfum iubibil, dar este genul de parfum interesant și mă bucur să-l am în colecția mea. Sticla îmi place la nebunie, deci este o sticlă absolut superbă. Are 50 de mililitri sau 30? 30 are. Da. Are 30 de mililitri și este apă de parfum. Și cam atât cu parfumurile noastre de astăzi. Aștept cu mare interes comentariile voastre. Poate ați, nu știu, poate ați descoperit și voi parfumuri de la Juicebox și îmi spuneți și mie părerile voastre, sau de la Caron, dacă ați testat ceva, puteți să-mi spuneți. Iar sunt curioasă dacă aveți parfumul EDT, Poison Girl și EDP și care este părerea voastră despre cele două. Eu pot să zic că îmi place foarte mult EDP-ul, însă EDT-ul m-a cam dat pe spate. Se apropie mai mult de preferințele mele, cred că asta este. Am mai descoperit un parfum minunat cu trandafir, total diferit de tot ce am încercat până acum cu trandafir și ud, foarte frumos. Am descoperit și un parfum inspirat de un parfum nou lansat pe piață, care îmi place foarte mult și momentan prefer Clona,
îmi place persiță foarte mult parfumul acesta. Este și foarte intens. Am descoperit și un parfum ușor de vară. Din nou, un parfum obișnuit, comun, zic așa. Și cam asta este pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip. O să vin cu noutăți în perioada următoare, așa că stați pe aproape. Vă mulțumesc pentru vizionare, pe mine mă găsiți și pe Instagram. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut încă. Și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!